În acest an trebuie să deschidem prin PNS un număr de 27 de măsuri. Cele mai importante și cele mai căutate măsuri, cum ar fi tânărul premier, a suferit o mică schimbare, de exemplu, dacă înainte se accesau 50.000 de euro pentru tânărul premier, 100% ne rambursabil banii, acum se accesează 70.000 de euro. A apărut o condiție nouă la această submăsură și anume, înainte se verificau doar ca fermierul respectiv care accesa treia să comercializeze în valoare de 30% din producție ca și sumă, în valoare de 30% din prima tranșă. Acum, PNS-ul este axat foarte mult pe investiții și insistăm ca fermierii tineri sau experimentați să investească foarte mult în fermelor mici, mari, mijlocii. Și 40% pe această submăsură vor trebui să, din banii din prima tranșă, care ca și valoare se ridică la 50.000 de euro, vor trebui să o investească în ferma proprie. Pregătim ghidurile, ar trebui să lansăm măsurile undeva în toamnă. Nu avem, la momentul de față, niciun ghid publicat, oficial, pentru că încă se lucrează la ele și așteptăm și acceptul autorității de management vis-a-vis de criteriile de eligibilitate pe care le decid ei și puntajele. Dar, cum am zis, ne-am axat foarte mult pe acest PNS pe investiții și măsurile, de exemplu, în zootehnie, care erau finanțate cu 1,5 milioane în celălalt exercițiu financiar, acum sunt finanțate cu 2 milioane investițiile în zootehnie. Dacă vor să-și, fermierii vor să-și dezvolte actuala fermă pentru utilaje, le alocăm sau pot să acceseze până la 300.000 de euro. Într-adevăr, intensitatea pe care noi o acordam înainte nu mai este aceeași. Noi veneam cu 90% din valoarea proiectului, fermierul venea cu 10%, acum intensitatea pe care noi o asigurăm prin fonduri este de 65%. Aia înseamnă că fermierul trebuie să vină cu 35%. Cumva îl responsabilizăm mai mult, pentru că de-a lungul timpului am observat că dacă ai investit doar 10%, i-a fost mai ușor să renunți atunci când i-a fost greu. În momentul în care investești o sumă mult mai mare, nu te lași pe gubaș. În afară de fermier, mă opresc până să trec la publici. Vreau să subliniez și faptul că finanțăm de această dată serios investițiile în procesare și condiționare. Dacă înainte erau finanțate cu 1,5 milioane, acum se pot accesa până la 7 milioane de euro. Pe planificație până la 10 milioane de euro. Știți foarte bine, în ultimii ani, în ultimii 2 ani de zile, s-a tot discutat că exportăm materie primă. Toată ziua exportăm grâu și Brăila și Constanța și toată zona asta făceau. Pentru a-i stimula pe fermier să nu mai facă acest lucru, s-au alocat sume foarte mari pentru ei să acceseze. Vă dați seama să vorbim de 10 milioane de euro sau 7 milioane de euro. Este într-adevăr un ajutor. Este foarte adevărat că intensitatea este 65% și că banii pe care trebuie să vină fermierii sunt, este o sumă serioasă, dar cumva ne asigurăm că vor face procesare și ne asigurăm că nu mai exportăm materie primă și că producem noi pentru... băgăm în alimentație, ca să zic așa, produsele noastre, nu le mai importăm de afară.